Dacă te-aș fi întrebat câte persoane au cumpărat Minecraft sau câte copii au fost vândute, probabil ai fi zis peste 150 de milioane pentru că așa scrie pe Wikipedia, dar eu consider acest răspuns greșit pentru că acest număr conține toate versiunile în afară de o singură versiune de care probabil n-ai mai auzit până acum. Se numește Minecraft China, care deja a strâns peste 100 de milioane de utilizatori. Sunt mai multe motive pentru care este o versiune diferită pentru China și de ce nu joacă aceeași versiune și așa mai departe. Eu înțeleg situația, dar nu mă place să explic așa ceva. Așa, probabil știe, acum tehnologia este foarte avansată și au reușit să facă lucruri foarte interesante cu Minecraft, complet gratuit. Asta este site-ul lor oficial și eu am încercat să traduc cu Google Translate. Dar sincer, nu reușesc să navighez prin acest site, nu înțeleg absolut nimic, pentru că bineînțeles, eu nu știu chineză. Dar dacă la acest link, care este chiar aici, adaug /exp/ și dau enter, se încarcă. Arată promițător, să aștept. Nu o să vă vină să credeți așa ceva, dar pur și simplu, eu, chiar acum, imediat joc Minecraft. Pe internet, m-a și speriat gomotul ăsta. E din acest joc, uimitor, uitați-vă și voi. Sar, merg în toate direcțiile și distrug blocuri. Rețineți, asta este 100% gratuit, nu vă costă niciun ban. Puteți să jucați Minecraft pe internet. Chiar nu-mi vine să cred așa ceva. Prima parte am jucat înainte să înregistrez acest videoclip și mi-a luat ceva timp să-mi dau seama ce trebuie să fac pentru că eu nu știu chineză, îmi dădea instrucțiuni, dar dacă nu știu limba, trebuie să mă descurc. Ei bine, aici sunt în această cameră tot felul de zombie și eu trebuie să strâng toate blocurile, așa, și ultimele blocuri și după aceea trebuie să mă duc în această direcție. Aici este o bucătărie frumoasă. Mai sunt 6 blocuri. Și după aceea va trebui să blochezi ușa. Și așa zombie nu poate să vină. Și așa va fi timpul să merg la etapa următoare. Nu știu dacă mai este ceva în plus, dar am vrut să păstrez restul ca să am reacția originală în acest videoclip. Apăs pe acest buton și să vedem ce se întâmplă. Arată excepțional acest bloc. Deci cred că ăsta este blocul în care eram eu mai devreme. Și ce frumos arată. Mai e ceva? Return. M-am întors pe site-ul oficial. Chiar vreau să verific dacă sunt niște secrete ascunse aici. Am jucat mai mult și am descoperit câteva lucruri. Deci acest joc este destul de limitat atunci când sar. Se vede un pic ciudat. Și dacă vreau să merg în direcția asta, pur și simplu nu mă lasă și nu mai are alte funcții. Încerc să lovesc acest zombie și nu mă lasă. Sau să pun un bloc, nu merge. Fac spam pe mouse și dacă mă uit într-o direcție la una dintre aceste flori, se vede un pic ciudat, ai lipse pixelii. Ce-a fost asta? A stricat jocul și am ajuns în spatele zidului invizibil. Acum sunt aici. Nu, am plecat jocul. O să mai încerc asta o dată. Și acum am mișcat mouse-ul și nu pot să mai fac nimic. Va trebui să restartez jocul. Am ajuns din nou în spatele zidului invizibil să văd dacă aici pot să lovesc zombie. Văd că nu pot. Dar pot să pun blocuri. Wow, nu-mi vine să cred așa ceva. Și iar am căzut. Acum știu că nu pot să merg în acea direcție. Am ajuns în spatele zidului într-un fel. Și observ. E ceva secret acolo, într-un fel. Când au făcut acest joc, pur și simplu au lăsat aia acolo, care pur și simplu nimeni n-a trebuit să vadă. Dar de ce e acolo? Oare pot să reușesc să merg în această direcție? Trebuia să fiu mai atent, poate reușeam să aterizez acolo. Am mai făcut încercări și n-am reușit, așa că o să încerc și în camera asta să văd dacă mai e ceva secret. Și am observat că aici este un buton și în mod normal nu poți să pui un bloc, dar îi pot. Este foarte straniu așa ceva. Am ajuns în spatele zidului, am reușit. Am reușit să fac asta, vă arăt cum. Odată ce am strâns suficiente blocuri, sar și pun blocul de desubt și așa ajung din ce în ce mai sus. Ei bine, eu pot să merg prin tavan. Ciudat, nu-i așa? Pot și mai sus? Nu, nu se poate. Dar așa văd tavanul din exterior. Uimitor. Și după aceea când distrug toată asta,
aceste lucruri au rămas sus. Sau da, și rămâne blocul ăla în plus care din coa n-am văzut. Acest bloc nu am mai văzut până acum în Minecraft. La fel și ăstea de sub masă. Momentul adevărului cu toate blocurile din joc, o să încerc să ajung acolo. Nu, n-am reușit. E prea greu, nu este posibil. Nu am mai descoperit nimic, așa că următorul lucru care pot să fac este să fac un speedrun. Asta înseamnă să completez jocul cât mai repede posibil. Imediat ce apăs aici, începe cronometrul. Imediat ce apare mesajul, am oprit cronometrul. Cine poate să-mi vingă asta? Ce nu mi-apare mesajul? Ce s-a întâmplat aici cu acest blog? Aoleu! Încerca să-mi învinge codul. Țineți minte că este 100% gratuit și că este pe internet, nu trebuie să-i stați nimic. Ați văzut link-ul mai devreme în acest videoclip, jucați și voi și asta a fost tot. Mie mi-a plăcut foarte mult.